În noaptea de 20 spre 21 iulie 2020, bărbatul din Berevoiești se afla la volanul unei mașini pe care o conducea cu viteză prin comună. La un moment dat a pierdut controlul volanului și a lovit un grup de femei care se afla pe o bancă în fața unei proprietăți. În urma accidentului, o femeie în vârstă de 52 de ani a decedat pe loc, iar alte două au fost rănite. Oamenii legii au stabilit atunci că individul nu poate da permis de conducere și se afla și sub influența alcoolului, etilotestul arătând o valoare de 0,62 mg de alcool pur în aerul expirat. Ulterior a refuzat prelevarea probelor biologice în vederea stabilirii alcolemiei. Bărbatul a fost reținut pe bază de ordonanță pentru 24 de ore ulterior, fiind prezentat instanței care a dispus măsura arestului preventiv pentru 30 de zile. Polițiștii Biroului Rutier Câmpulung au deschis pe numele său un dosar de cercetare penală pentru ucidere din culpă, conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere și refuzul sau sustragerea conducătorului unui vehicul de a se supune prelevării de mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcolemiei. Acum cercetările au fost finalizate, iar dosarul a fost înaintat parchetului de pe lângă judecătoria Câmpulung cu propunere de trimitere în judecată.